noapte întreagă Antonio și Dani au trecut prin multe subiecte existențiale. Să-i ascultăm cu atenție. Eu și cu tine, din ce povestim, suntem același dezastru, înțelegi? Eu nu văd dezastru, aia, că nu... Că tu vezi dezastru, dar nici nu te văd. Adică din ce-mi povestim și ce ai făcut... Da, da, tu m-am repliat, ne învățim la aceeași problemă. Dar tu de ce o vezi o problemă? Ai greșit, aia nu înțeleg eu. Nu tu vezi problema. Dar cine? Părinții tăi. Pentru că dacă tu erai singur și aveai acum 45.000 și nu-i plătea taică tu, nu mai era o problemă. Te descurcai tu. Îi făceai. Dar pe tine te drăgească că a plătit taică tu și e dezamăgit pe chestia asta. Deci noi doi suntem același dezastru. Nu. Nu suntem un dezastru. Suntem oameni care ne trăim viață. O, ce om realizat ești tu? Ce înseamnă la tine realizat? Bă, realizat, eu iau la modul de emoțional și la ce nivel de înțelegere ești ca persoană la vârsta pe care o ai. Când e iarna afară, nivelul de emoțional îți ține de cald? Bă, asta înseamnă să fii, deci pentru mine chestia asta înseamnă să fii foarte prost. Realizarea mai mult se bazează pe chestie financiară. Știi ce mi se pare mie un om realizat? Când te trezești cu zâmbetul pe buze în fiecare zi. Ai, și să nu fii zen să vadă lumea că e zen, să dai impresia. Să fii tu pe bune, zen cu tine. Când te-ai trezit dimineața, să fii pe bune fericit. Eu nu văd doar asta, realizare. Asta adică... mi se pare cel mai greu. Și când ești așa, poți să dai și la alții. Când nu ești așa, nu poți să dai la alții. Eu sunt mai zgârcit. Sunt carismatic, sunt amuzant. Poți să vorbești cu mine, mă trezi cu zâmbetul pe buze. Frumos. Le-am, da, adică sunt foarte... Și ai multe de discutat cu mine, deci nu sunt chiar prost. Dar... Eu gândesc și pe partea cealaltă, ca un... Eu mă pun și în ipostaza de om matur. De un om care ar trebui să fie stâlpul familiei. Asta e percepția ta despre maturitate. De nu pot să mă culp pe percepția ca să fiu zen toată viața, să-mi țină de cal că sunt zen. Păi dacă... Să mă trezesc cu zâmbetul pe buze. Adică iau, îmi gândesc și un pic mai serios treaba, că trebuie cu să... Cu ce te ajută pe tine să fii stâlpul familiei? Păi dar eu deja am lucrurile astea pe care le-ai tu. Cu ce te ajută? Zici 70%. Na. Păi și fii fericit. Găsește-ți în viață, eu asta e premiza mea. Eu am plecat și am făcut... Eu sunt mecanic, sunt vulcanizator. Mie asta îmi place să fac. Da. Fă-o pe asta și o să vină bani. Dar nu ai plecat afară. Păi n-am cum că... Nu există n-am cum. Există nu vreau. Nu ești omul care să pleci din țară. Eu m-am descurcat singur. Nu ești omul care să pleci din țară. De ce? Familia lângă tine. Rămâi acasă și fii fericit acasă. Caută fericirea și totul o să vină ușor, ușor. Tu dacă ai o energie bună și ai încredere în tine, o să vină oportunități la tine la care nici nu te gândești. Familia mea e unde e Diana. Acum vreau să o gândesc așa. Păi da. Și ea va fi bine dacă tu ești bine și ești fericit. Tu ai o muncă care te aduce fericire. Păi da, mă, dar vreau să mă simt și eu bine în casa în care stau. Și o să te simți bine. Când e gata. Dar nu deodată. Și poate o să fie mai repede decât crezi. Tu, ăsta e drumul pe care îl vezi tu în capul tău acum. Eu, de exemplu, eu în emisiunea asta nu mă văd câștigător. Nici eu nu mă văd câștigător. Câștigător e doar că am găsit-o pe Dania și câștigător. Și dacă ești doar eu cu ea și cu mama ieșim curați fără datorie din casă, înțelegi? Așa mă văd câștigător, așa cu premiul 40. Păi și tu dacă pui, dacă tu vulcanizarea îți place să fie acasă, de ce nu faci asta? Capricile iubirii. Și tot așa, și tot așa. Până la 4:30 dimineața. Dați-mi voie să o salut și pe Paula, că între timp ni s-a alăturat și ea. Bună seara, Paula. Bună seara. Domnilor, sunteți sau vă pregătiți, încă nu sunteți, să deveniți cap de familie. Sau cel puțin la asta visați. Cel puțin în cazul lui Dani, lucrurile spre asta tind să se îndrepte, pentru că el a și cerut-o pe Diana. La voi încă vă așezați pe relație, ca să zic așa. Corect. Nu? Dar unde este problema? Ce simți că îți lipsește? Sau ce simți că nu este suficient? La cât ai făcut până la momentul ăsta în viață? Cât am făcut, parcă n-am făcut aproape nimic. Parcă aș fi vrut să fie casa terminată, să fie făcută. Regretul pe care l-am avut de ce s-a întâmplat în anul ăla, poate să te dau altfel lucrurile. Mai am niște ofuri, ca să spun așa. E adevărat, dar știi că toate ni le dă Dumnezeu ca să învățăm câte o lecție și să ne pregătească pentru ceva ce poate să vină mai bun. Da, știu. Nu da. Crezi în chestia asta, știu. La vârsta ta nici eu nu credeam. Ba nu, cred, dar mi-e greu să mă obișnuiesc cu ideea.
Da, e crezul, cred. E adevărat, dar în urmă cu 6 luni te-ai fi gândit că peste 6 luni o să-ți găsești femeia cu care te vei căsători? Nici dacă mi-aș fi spus. Acum 6 luni nu credeam. Asta spun. Da. Gândește-te că e un nou început alături de Diana, lasă regretele tale de burlac în urmă și ai o viață nouă alături de femeia pe care tu o iubești. Și eu voiam să-l întreb pe Antonio, de ce crezi tu că el nu poate să facă ceva sau nu e omul care să plece în afară? Nu, i-am zis, poate să se descurce afară pentru că are deja un an afară, dar eu vorbesc prin prisma propriei experiențe și eu am plecat la o vârstă la 22-23 de ani, m-am încântat la un banc care l-am făcut rapid, dar posibilitatea de a avansa și de a crește și de a face mai mulți bani, ți-e cam estompează. Ok, faci bani buni, dar nu poți. Și eu am zis, eu îl văd pe el cum așa și descris, carismatic. Lucrurile astea în limba română și România le are. Dacă se duce să vorbească limba germană, o să-și piardă din ele, nu o să mai aibă aceleași. Și eu cred că ar putea să le pună în avantaj pe astea mai ușor. E adevărat, dar, dragilor, în viață e vorba aceea, nu ți-aduce anul, ci ți-aduce ceasul. Lăsați lucrurile să se întâmple de la sine, pentru că eu de-aia te-am întrebat dacă acum 6 luni te-ai fi gândit că vei găsi... Da, bă, asta am vorbit și cu Antonie, nu știm ce e afară, nu știm ce ne așteaptă când să scoți și la valiera să o pui așa lângă tine ca să... că ceva... Și tu, Antonio, te rog. Așa. Am spus că asta este spunea și nu știm ce ne așteaptă. Vorbeam din pricina ce știam noi până să intrăm. Să știi că pentru fiecare apare în viață câte o surpriză. Astăzi știi că viața ta e așa și deodată se întâmplă ceva. Doamne ajută! Și totul ia un alt curs. Oricum e de remarcat maturitatea în gândire ale ambilor concurenți, și Antonio și Dani. Fiecare pe felia lui, îi înțeleg punctul de vedere al lui Antonio, care cumva el vede pe echilibrul în viață un pic altfel, nu neapărat realizat financiar, deși și aspectul ăla sunt convinsă că contează mult, că altfel n-ar fi plecat în străinătate să-și facă să aibă un start în viață foarte bun. Admir și forța cu care a pornit la drum Dani și mentalitatea lui. Cumva eu vă simt pe amândoi bărbați care puteți să susțineți o familie, o relație și apoi o familie. Adică nu, eu una nu simt la voi superficialitate. Da, nu vă desconsiderați că n-aveți de ce. Cred că puteți face față oriunde. Puteți să fiți, aveți mentalitatea de învingători și puteți fi învingători și aici și oriunde, indiferent de limba în care se discută. Numai faptul că ați rezistat în casa Mireasa până la momentul ăsta și că ați avut echilibrul să... Da, uitați-vă ce s-a întâmplat cu Dima și cu Sabrina. Da. E vorba de o forță mentală, de un mindset pe care îl ai sau nu-l ai. Pentru că dacă l-ai exersat mult în viață, de mic copil fiind, dacă cumva ți s-au insuflat niște principii de viață foarte solide și o încredere în forța pe care poți să o ai și crede-mă, poți să faci dacă îți propui ceva în viață, da, poți corect. Să faci. Da. Poți să faci. Important este să-ți propui și să nu abandonezi scopul pe care l-ai. Da, uitați-vă la Paula, uitați-vă la mine, uitați-vă la Nicoleta. Noi suntem oameni care ne-am luptat cu morile de vânt și nu numai noi, sunt mulți oameni. Sunt mulți, nu-i pune viața așa, nu ai, te-ai născut, că, nu înseamnă că vreuna dintre noi, că ne-am dat exemplu pe noi, nu înseamnă că vreuna dintre noi am făcut lucrurile ca la carte, perfect. Uneori am mai avut și derapaje, că fiecare dintre noi mai are. Am mai pierdut, Da, am mai pierdut, am mai câștigat, am făcut... Dar mereu din ce în ce mai aproape de scop. Da, eu nu înțeleg însă un lucru și v-a zis și Simona astăzi, de ce aveți impresia, a, eu nu câștig. Eu nu... Hai, de mică, am auzit asta. Vreau, prefer să privesc așa și în caz de a fi, vreau să rămân să-l cunosc. Tu vrei să zici, bă, dacă vine, vine, dar să nu mă... Entuziasmez. Da. În același timp, vreau să-ți spun că dacă tu vei gândi pozitiv, și nu numai tu, voi, că până la urmă e o muncă de echipă, trebuie să învățați să gândiți pozitiv și în același timp să gândiți către lucrul acela. Atrageți energia respectivă. Zic corect, Nicoleta? Evident. Eu mai țineți minte când am spus că banii chiar au o energie a lor și atunci dacă noi nu-i ni dorim, ei nu vin la noi. Asta e clar. Dacă ni dorim, nu vin. Nu zic, dacă nu ți-i dorești, atunci nu o să vină la tine, știi? Dar dacă ți-i dorești, este clar că îi atrage acolo. Da.
Este da. Foarte clar. Și v-a zis și Simona, sunt atâtea exemple decursul istoriei Mireasa de oameni care au fost pe prima poziție 80-90% din timp și în finală lucrurile s-au răsturnat. Pentru că nu vreți să știți ce se întâmplă în săptămâna aia când se votează, o săptămână parcă se votează, da. În săptămâna aia când se votează pentru marele câștigător, este nebunie, este nebunie, iar cifrele sunt uite așa, uite așa, uite așa. Și cred că de aceea este important ca acum, la final, voi să lăsați un pic plictiseala și faptul și că ați mai zis exact. De câteva ori că sunteți plictisiți, că nu mai suportați. Acum e cel mai important pentru voi, dacă vă gândiți la concurs, voi v-ați găsit, ați câștigat, sunteți câștigători pe plan sentimental, dar acum e important pentru voi dacă vă gândiți la concurs. Așa că să vă puneți un pic așa pe picioare. Da, dar nu putem să forțăm anumite. Adică cum a fost, de exemplu, ce am făcut azi cu Logodna, așa că cu Diana, a venit că așa am simțit. Măi, dar ați văzut că ați câștigat ceva? Da, dar a venit de la sine, nu putem în fiecare zi tu să... Nu ai cum să zici, vreau chestia aia, dar nu o să mi se întâmplă, nu fac nimic. Păi fă ceva dacă vrei, uite, ați făcut un sketch, ați făcut o... și ați primit ceva, ați primit. Da, super, mulțumim oricum. Bun, nu știu. Da, în fine, nu.